Da, bun găsit la frumoasa emisiune. Astăzi un platouaș foarte dens de subiecte, de aceea să nu irosim nicio secundă. A ieșit mare scandal astăzi, tot internetul și societatea cultă din România și care servește cafeluță cu degețelul în sus, au fost oripilat de faptul că au venit niște cetățeni mai etnici, unul dintre ei îmbrăcat cu maieu peste burtica, să cânte manele, manele. Unde? La premiile Gopo de cinematografie. Sigur că intrăm în subiect, dar fără nicio... Adică, pentru ca să intrăm totuși în subiect, mie subiectul aici mi se pare ipocrizia și prostia. Mai departe, mai degrabă decât alte lucruri, mi se pare că subiectul ține de ipocrizie și de prostie. Bun, ca să intrăm în subiect, ascultăm ceva absolut minunat. Manele, manele, și anume de trupa Spike. Începem deci cu o încălzire ușoară, care nu-i deloc ușoară, este foarte grea. Concentri-la! Yo! Oh. Manele, manele! Ce? Ha? Manele, manele! Cum? Stai, cum? Manele, manele! Atenție! Și? Asta suntem, bro! Manele, manele! Bă, ce aveți cu el? Când trec cu mașina pe stradă și zdrângă-ne tabla, se aude din boxele mele. Manele, manele, manele. Parchez în castele. BMW-uri cu jante de piele, dau flash-uri la fraier, bă, dă-te că trece regele. Manele, manele. Bac ceafă la sală să vadă fetele, tricoul Versace și lanțul prea gros de trăsăi pun bretele. Nu vezi că sunt fashion la modă, la modul flanele, cu leduri, papuși și mărgele, la bar cu diverse modele și toate au la bacu, mă jur pe păcatele mele. Manele, manele. Hai, las-o cu trapul, că știm ce faci, nene. Manele, manele. Artiști și artiste cu piese mondene. Manele, manele, yeah. Și toți ipocriții se ascund, dar dansează pe ele. Miroase a lovele, yeah. Cineva să mă spele. Manele, manele, yeah. Manele, 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 yeah. Manele, 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 yeah. Manele, 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 și nu mă mai satur de ele. Iubire, durere, dolari, lovele, sandale, perdele, problemele mele. Icoane cu rame, Armani, să moară dușmanii, că Dumnezeu dă numai la cine cere. Eu n-am fost la școală, dar întreabă-mă cât fac pe lună, că-ți dau niște cifre de nu știi să numeri. Manele, manele. Am ceas cu tarafie de aur, dar să vezi când sună alarma, fac oră săraci la coadă, la Mega, la Lidl, la Penny, la Beco, la Mbada. Acele-mi face tatu pe sub piele, dar nu știu ce înseamnă că-i grele, cuvintele grele. El corazon me duele. El corazon me duele. Hai, lasă cu că știm ce faci, nene. Manele, manele. Artiști și artiste cu piese mondene. Manele, manele. Și toți ipocriții se ascund, dar dansează pe ele. Miroase a lovele. Cineva să mă spele. Manele, manele. Manele, 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 manele. Bun. Manele, 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 manele. Deci există momente de genialitate în acest text. Deci aia în care tot textul este foarte deștept, dar aia în care spune parchez în castele. Băi, să-ți dea în cap să scrie asta, parchez în castele, bă, tare. Adică, băi, jos pălăria, n-am pălărie, dar tare. Adică parchez în castele. Pua. Bombă, superb. Și asta în care zice, asta icoane cu rame Armani. Băi, cât de tare e asta! Icoane cu rame Armani, să moară dușmanii! Dumnezeu! Icoane cu rame Armani, să moară dușmanii! Deci foarte tare! Și aici zice, acele îmi face tatu pe sub piele, dar nu știu ce înseamnă că e grele cuvintele grele. El corazon me duele! Ah, deci Dumnezeu pe pământ! Bun! Dar ceea ce la lucrul, sau mă rog, la versul asupra căruia mă voi opri aici ca să fac introducerea către subiectul Gopo și Sfânta Indignare Artistică Românească, este următor vers. Zice așa. Toți ipocriții se ascund, dar dansează pe ele. Așa este. Și acum, ce s-a întâmplat de fapt? Tare introducerea sau ce? Mai băgăm un pic la final, mai băgăm o dată, că e tare asta. Adică o facem așa, rotund. Pac, începem și terminăm cu manele, manele. Cu ce aveți cu el? Așa. Ce s-a întâmplat?